Discutăm acum cu Bogdan Murcescu, profesor universitar de istorie la Universitatea București. Bună seara și vă mulțumesc că sunteți în direct alături Bună de noi. Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Într-un moment, iată, în care vin tot felul de informații, se pare că Evgeni Prigojin ar fi mort într-un accident aviatic, se afla pe lista de pasageri. Nu avem certitudinea în acest moment că este și printre cei care au decedat în urma prăbușirii acestui avion. Am avut două păreri oarecum diferite până în acest moment. Pe de o parte sunt unii care spun că Prigojin ar fi acționat întotdeauna la comanda lui Vladimir Putin și nu i-ar fi cauzat acestuia niciun fel de minus pe partea de imagine. Pe de altă parte sunt alții care spun că acea rebeliune care a avut loc la finalul lunii iunie ar fi șubrezit imaginea de lider de neînvins și de necontestat pe care o are Vladimir Putin. Cum să stau lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere? Primul lucru pe care aș dori să-l spun este că informația în clipa de față se rezumă la faptul că numele lui era pe lista pasagerilor. Nu avem nicio certitudine că acest lucru este confirmat, nu avem nicio certitudine că este decedat în acest accident și cred că, mai ales pentru un personaj cum a fost Prigojin, e nevoie de analize foarte atente ca să fii sigur că este într-adevăr decedat. Dincolo însă de aceasta, marea problemă este că pentru Putin, eu nu cred că Prigojin era în acest punct de vedere în consens cu Putin când a declanșat rebeliunea, iar rebeliunea a fost o sfidare importantă a puterii lui, deci din punctul de vedere al lui Putin are o anumită logică să fie eliminat radical și exemplar din tot spațiul. Că a fost făcut acest lucru cu prețul prăbușirii unui avion, care de altfel era din clasa business. Deci Embraer Legacy sunt avioane de business de mai mici dimensiuni decât Embraer-urile cu care circulăm noi în Europa. Deci e un avion în care înțeleg că erau 10 persoane pe listă. Deci, să zicem, nu este același lucru cu doborârea unui avion comercial, dar cred că Putin nu s-ar fi dat înapoi nici măcar. Trebuie să clarificăm oricum circumstanțele în care s-a produs acest incident. Îl avem acum în legătură directă cu noi și pe domnul Cristian Pârvulescu. Bună seara! Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună seara! Am discutat puțin despre această situație, despre lucrurile pe care le știm până în acest moment și cele care trebuie clarificate mai departe, desigur, dacă într-adevăr Evgeni Prigojin se afla în acel avion și a decedat în urma prăbușirii acestuia. Întrebarea ar fi, cine va fi succesorul acestuia? Ce se va întâmpla cu gruparea Wagner? Bun, cel mai probabil succesor, s-a vorbit deja imediat după rebeliunea din iunie despre asta, ar putea să fie Wagner însăși, locotenent colonelul de GRU care a înființat alături de Prigojin această unitate specială în 2014 pentru a sprijini insurgenții din Donbas. Nu trebuie să uităm momentul. Dar, dincolo de asta, avionul aparținea lui, era un avion Wagner, aparținea lui Prigojin, se afla pe listă, deci există șanse ca Prigojin să fi fost unul dintre călători și da, foarte multă lume, eu însumi am spus că șansele lui Prigojin de a supraviețui foarte mult acelui afront pe care l-a dus lui Vladimir Putin sunt limitate. Unii speculează că Prigojin ar putea să fie printre călătorii din acel avion și din cel care s-a prăbușit și care efectua o cursă spre Sankt Petersburg. Oricum, asta ne arată inclusiv aceste supoziții pe care le facem acum, aceste scenarii pe care le descriem, ne arată care este calitatea Rusiei. Este o autocrație în care liderul absolut decide cine trăiește și cine moare. Prigojin nu ar fi decât unul dintre mulți alții care s-au înscris pe o listă. Cei care nu ascultă de liderul suprem sunt mai devreme sau mai târziu eliminați. Vă aduceți aminte
oligarhii care au murit în mod suspect căzând de la etaj sau la o vârstă foarte tânără de boli necruțătoare despre care nu știau nimic. Deci orice ipoteză de genul acesta nu poate fi exclusă. Este foarte adevărat și chiar dacă aceste ipoteze sunt sau nu adevărate, cu siguranță că un astfel de incident generează această legendă care se propagă în rândul poporului rus și contribuie la această imagine de lider absolut pe care o are în acest moment Vladimir Putin. Vreau să mă întreb și către domnul profesor Murcescu, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Ne apropiem de finalul acestei ediții. Aș vrea să vă rog să avem scurte concluzii până în acest moment. Deci, concluzia este că fie că Prigojin a murit, fie că a fost extras, el în principiu în lumea rusă nu mai are un viitor, și nu va fi, este scos din joc. Cum vor funcționa lucrurile cu restul de grupare Wagner, aici v-a spus domnul Purvulescu și nu are sens să mai insist. Rămâne însă de văzut cât de mult va activa în zonele africane sau cât de mult va participa încă la războiul din Ucraina. Asta vom vedea. După părerea mea, chiar și ponderea și rolul Wagner sunt într-un anumit declin, dincolo de destinul personal al lui Prigojin. Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Ați ridicat o problemă interesantă și anume, care este parcursul războiului din Ucraina odată ce gruparea Wagner nu mai are niciun rol? Domnule Pârvulescu. Da, chiar dacă Dimitri Utkin, despre care vă vorbeam mai devreme, locotenent colonelul GRU în rezervă, va prelua conducerea, Wagner nu va fi același fără Prigojin. Prigojin a adus finanțarea necesară, operațiunile din Africa, care au întărit extraordinar de mult puterea Rusiei, nu vor mai avea aceeași eficacitate. Nu va fi ușor pentru Vladimir Putin să găsească un înlocuitor. N-are importanță dacă Prigojin dispare sau este ucis, este pur și simplu ascuns și este declarat mort. Important este că nu va mai putea juca același rol. Deci o pagină din istoria, agitata istoria Rusiei putiniste, pare să se încheie în această seară cu acest accident.